Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Cristina Stamatin și vă prezint știrile la Primul în Moldova. Să vedem titlurile acestei ediții. Guvernul își propune să majoreze alocațiile pentru persoanele cu nevoi speciale cu până la 40%. Proiectul anunțat de Ministrul Sănătății urmează să fie pus în practică din 2020. Încasările la bugetul public național au crescut. Serviciul Fiscal de Stat anunță că în perioada ianuarie-noiembrie, acumulările au fost de peste 35 de miliarde de lei. Primele ninsori care au fost ieri în unele raioane din centrul și nordul țării nu s-au lăsat fără probleme. Cum au intervenit drumarii și pe ce șosele s-a circulat cel mai greu, aflați la știri. Mâine este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului, când ortodoxii de stil vechi răznoiesc intrarea Maicii Domnului în biserică sau Ovidenia, așa cum e cunoscută în popor. Persoanele cu nevoi speciale vor ridica, începând de anul viitor, alocații mai mari cu 40%. Inițiativa socială a fost anunțată astăzi de Ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu, când în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Potrivit demnitarului, pachetul cu măsuri sociale urmează să ajungă în Parlament pentru a fi examinat. Proiectul Ministerului Sănătății prevede că alocația lunară ridicată de persoanele cu dizabilități severe va crește de la 323 de lei la 647 de lei. În cazul celor cu un grad accentuat, suma va ajunge la 604 lei, iar pentru persoanele cu un grad mediu de dizabilitate, alocația va fi de 431 de lei. Urmează să fie revizuită și procedura de acordare a pensiei de dizabilitate. Autoritățile vor ține cont de vechimea în munca beneficiarului. Vom veni cu amendamente astfel încât pensia de dizabilitate va fi determinată în dependență de stadiul efectiv realizat de către persoană. Chiar dacă persoana are 50 de ani și a realizat un stadiu de cotizare de 10 ani, această pensie de dizabilitate va fi calculată din stadiul efectiv, adică din acești 10 ani care ea i-a realizat. Iar persoanele care nu au împlinit încă vârsta de 24 de ani și li s-a stabilit un grad sever de dizabilitate vor beneficia de o alocație lunară de 809 lei cu 480 mai mare. De asemenea, părinții copiilor cu un grad de dizabilitate vor primi ajutorul pentru îngrijire și după ce adolescentul va trece de majorat. Părinții continuă să asigure îngrijirea acestor persoane și după vârsta de 18 ani, respectiv această perioadă va fi inclusă în stadiul de cotizare al persoanelor. Și mai mult decât atât, ele vor avea un statut de persoană asigurată, le se va calcula o pensie, deci reieșind din faptul că li se asimilează această perioadă. Foarte bine, fiindcă copiii noștri necesită foarte mult și este nevoie de sprijin material din partea guvernului. El acum primește 600 de lei și eu deja ca asistent personal primesc 3600. Ar fi bine pentru că încă o dată spun că aici copiii nu au nevoie de indemnizații până la 18 ani, dar au nevoie de îngrijire și de medicamente pe toată viața. Un suport foarte mare pentru părinți. Mă bucur că statul a acordat atenția copiilor care au nevoie de susținere, fiindcă o să ne ajungă pentru medicamente, poate pentru alte activități care le facem pe parcursul Это было бы чудесно, если бы подняли и было бы наши дети получали и дальше. Это было бы прекрасно, мы все были бы рады этому, конечно. И благодарны государству за все, за все помощи, за все то, что нам дают. Ministrul Sănătății a mai anunțat că pensiile și alocațiile urmează să fie indexate de două ori pe an. Ne propunem ca la 1 octombrie să fie indexate toate pensiile și alocațiile care sunt sub limita minimului de existență al pensionarilor. Acele pensii și alocații care sunt sub limita la 1726 de lei. Este vorba de 91.951 beneficiari de pensii de dizabilitate care vor beneficia de această indexare. Din 2020, beneficiarii de pensii și alocații mai mici de 2000 de lei vor ridica și un ajutor unic de 700 de lei. În prezent, în Moldova sunt peste 176.000 de persoane cu nevoi speciale, adică 7% din populația țării. Aproximativ 11.000 sunt minori, 34% au între 30 și 54 de ani, iar 43% între 55 și 64 de ani. La 50% dintre persoanele cu nevoi speciale, dizabilitatea a survenit în urma unor tumori din cauza unei boli ale aparatului circulator sau în urma unei maladii la oase sau mușchi. Urmează deja pacienții cu boli ale sistemului nervos. De asemenea, în 2% din cazuri, problemele au apărut în urma accidentelor de muncă.
nu se lasă bătuți pentru nicio clipă, chiar dacă viața a fost nedreaptă cu ei. Vorbim despre persoanele cu nevoi speciale, care au demonstrat că gradul de dizabilitate nu este un impediment pentru a te opri să atingi noi culmi. Un exemplu de perseverență continuă este și Sergiu Obadă, din Rainul Rășcani, care are 32 de ani. De 2 ani, bărbatul care este imobilizat într-un scaun cu rotile și-a dezvoltat o afacere în domeniul lemneritului. Cum arată povestea de succes a unui om care nu renunță la vise? Aflați din reportajul ce urmează. S-au investit foarte mari bani și care am pierdut. În vreo jumătate de an s-a pierdut foarte mulți bani, adică nu mi se primea. Tot căutam, am luat și credite, am vândut și un automobil care era picioarele mele. Știu că dacă vrei ceva, trebuie să te duci până la urmă. Acum 10 ani, destinul lui Sergiu Obadă din satul Mihăilenii Vechi a luat o altă întorsătură. Bărbatul a suferit un traumatism la coloana vertebrală în urma unui accident rutier. Tragedia nu l-a împiedicat însă să-și dezvolte talentul în arta lemneritului. Sergiu creează în 3D mese din lemn și din sticlă. Cu banii adunați, el urmează să meargă în Germania pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale costisitoare, care ar putea să-l pună din nou pe picioare. Începutul a fost greu, dar el este recunoscător că soarta i-a mai dat o șansă la viață. Nu vreau să comunic cu nimeni, nu știu, chiar după accident, vreun an, vreo doi. Și am hotărât că de ce nu. Dacă n-am murit în accident, înseamnă că tot va fi bine. Apoi au urmat eșecurile, care la fel nu l-au oprit din drum. Lucrările din atelierul modest al lui Sergiu au devenit cunoscute și în Europa. De exemplu, masa aceasta, cu albastru, este stejar de al nostru, cu sticlă albastră, care de sub am pus transparentă ca să aibă un efect de 3D. Vom merge la România. Această masă e aplicată la Italia, pentru tot o familie care e stabilită de la noi, din Moldova, e stabilită în Italia. La noi, numai din Moldova, e numai stejar, adică avem stejar foarte bun, dar nuc, arțar, ulmu. Importăm și din România, s-a adus și din Ucraina. Lemnarul este convins că se va pune pe picioare, dar pentru asta are nevoie de peste 30.000 de euro. Dacă va reuși să adune bani pentru intervenție, Sergiu va fi primul pacient din Moldova care va fi supus unei astfel de operații. Operația va fi la Germania, acolo sunt 3 etape. Cu implant de celule sterne merge și merge implant în chip în cap și chip în spate merge. După ce e o reabilitare îndelungată de peste un an de zile. Planurile de viitor ale lui Sergiu nu se termină aici. Vreau să încadrez vreo 5-6 persoane cu dizabilități, toate care cu locomotorie nu pot să deplaseze. Chiar și automobil să ne ducem și să-i aducem la loc și să le ducem și hrană și să aibă și aleafă. Adică ca să nu stai în casă, ei să... Da, cred că în primăvară și bă... Problemele de sănătate nu îl împiedică pe Sergiu să facă și sport la lucru. Eu găsesc timp să fac și sport. Asta pe în fiecare zi, cel puțin câte o oră, două, trebuie să fac sport, că asta pentru mușchi nu se atrofiază. În prezent, în Moldova sunt înregistrate peste 180.000 de persoane cu nevoi speciale. Au transformat dizabilitatea în abilitate. Zeci de copii cu nevoi speciale au confecționat obiecte din luci și ceramică, au cântat, au dansat și au demonstrat tuturor că diferiți suntem numai prin artă. Toate lucrările vor fi expuse la un târg de Crăciun, iar banii colectați vor fi investiți în centrele pentru copii cu nevoi speciale. Părinții copiilor cu nevoi speciale s-au implicat și ei cu mult drag în procesul de creație. Ei spun că este o șansă pentru copii de a socializa și de a se integra în societate. Am decis să venim la centru să confecționăm un curcubeu, fiindcă copilul să comunice cu alți copii sănătoși, dar la fel ca ea,
și să facem schimb de experiență, mai vedem alți copii. Noi astăzi am confecționat o ploiță, după care a apărut un curcubeu. Împreună se formează lucruri frumoase. Важно, наверное, внимание для наших детей. Да. И я очень рада, что нам дают возможность вот так заниматься с детьми и оказывать им все знаки внимания, которые только они, в чем они нуждаются. Pe lângă activitățile de creație, copiii au mai avut parte de lecții de muzică și dans. Printre mulțime am surprins-o și pe Corina Donca, care este diagnosticată cu autism, dar s-a născut cu un talent deosebit. Fără a avea studii muzicale, ea cântă cu ușurință la pian, așa că orice melodie auzită la întâmplare poate renaște sub mâinile ei. Auzi muzica, da, ei încearcă singur să o găsească pe clape, da, ea are asta talent, da, desigur, ea nu mă aude, ea chiar ieri a auzit melodia aceasta, da, și i-a plăcut foarte mult, eu s-o așezat deodată la pian și caută, da, adică de-am știe fiecare clapă. Evenimentul a fost organizat la inițiativa autorităților municipale. Ne-am concentrat eforturile ca să marcăm și să sensibilizăm întreaga comunitate despre problema cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și astfel să ne solidarizăm, să înțelegem nevoile acestora. Produsele finite vor fi vândute în târgurile de Crăciun, astfel ca să cumva împreună să creăm lucruri frumoase. În prezent în Moldova sunt peste 11.000 de copii cu nevoi speciale, dintre care 1.100 sunt în municipiul Chișinău. Primele nisori care au fost ieri în unele raioane din centrul și nordul țării nu s-au lăsat fără probleme. În satul Iabloana din Rainul Glodeni, 5 camioane au fost blocate din cauza poleiului și stratului mic de zăpadă care s-a depus pe drum. La fața locului au intervenit polițiștii de patrulare și drumarii care au aruncat material antiderapant. Cele mai afectate drumuri au fost Chișinău-Orhei, Soroca-Otaci și șoselele Chișinău-Ungheni și Chișinău-Leușeni. Statele nominalizate au cuprins zona de nord, și anume raioanele Iedine, Zriceni, Ocnița, Soroca, Dombușeni. În proces tehnologic au fost antrenați 113 unități speciale, antrenați 241 de muncitori rutieri, folosite 2123 de tone material antiderapant. Serviciul hidrometeorologic anunță că temperaturi între minus 5 și minus 8 grade vom avea și în următoarele nopți. Ninsoarea a dat mare bătăi de cap și șoferilor din unele județe din România. Cel mai mult autospecialele și muncitorii au intervenit în Maramureș, Mureș, Botoșan și Brașov. Și nord-vestul Ucrainei a fost afectat. Polițiștii recomandă șoferilor să nu pornească la drum dacă nu sunt echipați corespunzător. În mașină trebuie să avem o lopată, un sac de nisip, trusă medicală și să avem grijă ca telefoanele mobile să aibă bateria plină. Necazuri de peste porcină au fost confirmate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Unul a fost înregistrat în satul Sărata Galben, Rainul Hâncești, într-o gospodărie, iar altul în rezervația naturală Flămânda din Rainul Cahul, la un mistreț. Cu detalii vine Octav Tarlapan. Octav, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! În prezent putem spune că Sărata Galbenă este cea mai afectată zonă din țară, acolo unde din data de 3 noiembrie au fost anunțate 3 focare de peste porcină. În total au fost nimiciți 69 de porci din două gospodării particulare și de la o fermă. Iar la Cahul, virusul a fost confirmat după ce mistrețul vânat într-o pădure a fost dus pentru verificări la oficiul teritorial ANSA. De la începutul anului, autoritățile au anunțat 34 de focare de peste porcină în 8 raioane. În total au fost eliminați 471 de porci și 14 mistreți. De asemenea, specialiștii de la ANSA au confirmat astăzi încă 3 cazuri de rabie. Virusul a afectat 3 animale domestice din Găgăuzia și raioanele Rezina și Râșcani. Este vorba despre un câine, o pisică și o vacă. La sfârșitul lunii noiembrie au fost înregistrate alte 4 cazuri de rabie în raioanele Hâncești, Leova și Nisporeni. Specialiștii susțin că odată cu răcirea vremii, numărul îmbolnăvirilor crește simțitor. Motivul este că în păduri cu greu mai poate fi găsită hrană, iar animalele sălbatice dau târcoale prin ocoalele din sate, unde prin mușcături molipsesc animalele domestice.
Fostul prim-ministru Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost eliberat din detenție înainte de termen. Informația a fost confirmată de Autoritatea Națională a Penitenciarelor. În același timp, avocații fostului demnitar au declarat pentru presă că decizia a fost luată astăzi de judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Ciocana, după ce clientul lor a executat 2/3 din pedapsă. Președintele țării Igor Dodon s-a declarat surprins de hotărârea instanței. Șeful statului a promis că va veni cu o reacție miercuri după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Fostul prim-ministru a fost reținut în octombrie 2015 în baza autodenunțului actualului deputat Ilan Șor. Acesta l-a acuzat pe Filat că i-ar fi cerut bani și obiecte de lux estimate la 250 de milioane de dolari. În luna august, termenul de detenție a lui Vlad Filat a fost redus cu 685 de zile din cauza condițiilor de detenție în baza unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului. Încasările la bugetul public național sunt în creștere. Serviciul Fiscal de Stat anunță că în 11 luni ale acestui an, acestea au constituit peste 35 de miliarde de lei. Suma este mai mare, cu 5,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut sau cu aproape 2 miliarde de lei mai mult. Tradițional, cei mai mulți bani, peste 15 miliarde de lei, au revenit în bugetul de stat. Aici s-a constatat o creștere de 4,4%. Potrivit datelor fiscale, la bugetele locale s-au acumulat 3 miliarde și jumătate de lei sau cu 26 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Totodată, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost vărsate 12 miliarde de lei. În comparație cu anul trecut, suma a crescut cu aproape 600 de milioane. În fondurile asigurărilor medicale au ajuns în jur de 4 miliarde de lei, în creștere cu 17% față de aceeași perioadă a anului 2018. Republica Moldova a înregistrat o creștere într-un raport al Programului Internațional de Evaluare a Elevilor PISA. Cu toate acestea, mai avem mult de lucru la capitolul predare, întrucât experții susțin că există o mare problemă a lipsei de cadre în școli. În același timp, elevii vor o schimbare a curriculei, întrucât, spun ei, aceasta este prea complicată. Evaluarea elevilor a avut loc în anul de studii 2018-2019. În total, 5300 de elevi au fost testați la lectură, matematică și științe. Aproape fiecare al doilea participant nu a atins nivelul minim de competență la cele trei domenii. Chiar și așa, țara noastră a reușit să nu scadă în punctaje la nivel internațional. Avem mult de lucru, dar în același timp ne bucură faptul că elevii noștri înregistrează un progres din an în an. Ceea ce mi se pare mie că s-a făcut bine este decongestionarea curriculei, adică mai puține conținuturi, pentru că de foarte multe ori era foarte așa, aglomerată, da, curricula școlară și nu toți copiii reușeau să facă față. Autoritățile susțin că, din păcate, reușitele elevilor depind mult de statutul social al familiei din care provin. Că această discrepanță care este la moment în educație în ceea ce privește sat-oraș este determinată în mare măsură de diferențierea inclusiv sub aspect social-economic. Vom depune eforturi în ceea ce privește asigurarea școlilor din localitățile rurale cu profesori. Aici avem o problemă foarte mare. Lucrăm cu donatori internaționali în ceea ce privește consolidarea bazei tehnico-materiale. La moment în reparații se află mai mult de 10 de școli. Elevii ne-au spus că cel mai mult le este greu la biologie, chimie și fizică. Deseori materia este foarte voluminoasă și este foarte greu de înțeles și cheltuim pe zi ca elev de 2, 3, 4 ore pentru studiul acestui obiect. Aș dori ca să adauge mai multe obiecte legate de informatică. Eu personal doresc ca să adauge așa obiecte ca web designing-ul sau ca programare în 3D. Mi-ar plăcea de asemenea ca în școlile din țara noastră să fie lecții de educație sexuală sau lecții de culinărie, de etică, de retorică. Ar fi bine să fie incluse unele obiecte pentru dezvoltare personală, atât cât și pentru vorbire. Arta vorbirii este foarte importantă și cred că ar fi bine să fie organizate gen debate care să dezvolte în elev, să discute, să
poată formula gândurile mai clare. Menționăm că PISA reprezintă un program internațional lansat în 1997 care evaluează, odată la 3 ani, competențele elevilor care au până la 15 ani la 3 domenii de bază. La această testare au participat peste 600.000 de elevi din 79 de țări. Moldova a înregistrat rezultate similare cu Bulgaria, Muntenegru și România, iar țările lideri sunt Estonia și Singapore. Anul familiei și aniversarea 660-a de la întemeierea statului moldovenesc, care au fost marcate în anul curent în Republica Moldova, se vor încununa cu un eveniment festiv care va avea loc pe 17 decembrie. Festivitatea, care va avea loc sub egida președintelui Republicii Moldova, va aduce în scenă artiști, orchestre de muzică și renumite ansambluri de dansuri din țara noastră. În cadrul unei ședințe de lucru prezidate de șeful statului, Igor Dodon, s-a decis că la ceremonie vor fi invitate și familiile numeroase sau monoparentale, care pe parcursul anului au fost vizitate de familia prezidențială. Tot aici vor veni și cuplurile longevive, care sunt un exemplu pentru generațiile tinere. Polițiștii din capitală au sechestrat un lot de marihuană și cânepă în valoare de jumătate de milion de lei. Plantele erau crescute într-o grădină din municipiu, iar 20 de kilograme de materie primă pentru producerea drogurilor erau păstrate în locuință. Detalii despre acest caz urmăriți în grupajul știrilor pe scurt. În urma investigațiilor care au durat 2 luni, au fost reținuți 5 bărbați care au între 24 și 60 de ani. Drogurile sechestrate urmau să ajungă pe Piața Neagră. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă până la 15 ani de pușcărie pentru trafic de droguri. O mașină a polițiștilor de patrulare a fost implicată într-un accident. Autoturismul s-a lovit de un microbus de linie în sectorul botanic al capitalei. Din imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare, se observă că microbuzul, condus de un tânăr de 23 de ani, este cel care a lovit din spate mașina inspectorilor. În urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit. Un fost angajat al brigăzii de poliție Fulger și un fost inspector din Hâncești au fost reținuți pentru trafic de influență. Suspecții au cerut de la 2 locuitori ai capitalei 1.300 de euro și le-au promis că pot obține 2 carnete de conducere fără a susține examenele. Foștii angajați ai Ministerului de Interne riscă acum până la 5 ani de închisoare. Atenție maximă pentru conducătorii auto, circulația de la intersecția străzilor Vlai cu Pârcălap și București din capitală va fi dirijată de semafor. Instalația, care este sonoră, a fost amplasată strategic. În preajmă se află Liceul Tehnologic pentru Copii cu Vederea Slabă. Instituția de învățământ este frecventată de 79 de copii, dintre care 8 sunt nevăzători. Părinții elevilor de aici susțin că până acum traversarea străzii era dificilă din cauza neatenției conducătorilor auto, care nu cunosc specificul instituției de învățământ. Copiii aveau diferit, pentru că nu toți șoferii sunt conștienți ca să oprească, școala este alături. Am observat schimbarea de când s-a instalat semaforul. Noi avem probleme că fetița nu vede absolut deloc și e tare să bucură când aude această preîntâmpinare, că iată, se poate de traversat strada. Semaforul sonor a fost instalat la solicitarea repetată a administrației liceului. S-a aprins semnalul verde al semaforului. Puteți traversa strada. Avem copii nevăzători care se deplasează și singuri acasă, de aceea lor le trebuie o mai multă siguranță în stradă. Deja de 3 ani aici activez, nu avem așa situații decât sperieturi sau atenționări pentru șoferi, că să fie mai atenți, că sunt cazuri vizibile, când ori parchează neregulamentar și copiii nu pot să orienteze cum să deplaseze către școală. În capitală, aproape 190 de intersecții sunt dirijate de semafoare. Mâine este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului. Ortodoxii de stil vechi prăznuiesc intrarea Maicii Domnului în biserică sau Vuvidenia, așa cum este cunoscută în popor. În această zi, toți cei care țin post au dezlegare la pește. Astfel, vertebratele acvatice au fost astăzi capul vânzărilor. Ca de obicei, cele mai mari vânzări de pește au fost în halele din piața centrală. Ocupate, carase, car. Și o zavise tot. Carman este polne, birote, carpe, somne, sudac. Mâine e sărbătoare mare. Și cumpăr și fac rășturi, fac coc la grătar, prăjesc coc în rolă. Și mai mulți întreabă tasta lobă. Cărpșorul care au mai mulți șori bani. Prețul variază între 25 și 100 de lei pentru 1 kg de pește. Alegerea o face fiecare după buzunar și plac.
Пока пост, вот рыбку завтра покушаем. Завтра кушается рыбка. Мы пожарим и с мамалышковым кушать. Мы прожим, фащим шкатлети, да фащим уха. De o videnie, creștinilor li se cere mai puțină muncă de casă și mai multă rugăciune. Slujitorii bisericilor le amintesc credincioșilor că este important ce ai în suflet și mai puțin ce pui pe masă. Можно рыбу, и не только рыбу, можно любить, можно делать милостыню, можно жертвовать собой, можно ходить на службу, можно и нужно держать пост. И ничего плохого, что мы не желаем себе, не делать окружающим. Sărbătoarea intrarea Maicii Domnului în biserică este asociată cu simbolurile luminii, candela, lumânarea, focul și soarele. Ca și tradiție, în ziua de 4 decembrie, credincioșii trebuie să aibă candela aprinsă în casă, iar focul să ardă în cămin toată noaptea, pentru ca în viața copiilor din fiecare familie să vină norocul. Astăzi se împlinesc 27 de ani de când a fost expediat primul SMS. S-a întâmplat în Marea Britanie, unde în 1992, pentru prima dată, a fost expediat un mesaj scurt de pe un calculator la un telefon mobil. De atunci, SMS-urile au devenit indispensabile pentru sute de milioane de oameni, iar în timp au apărut o mulțime de aplicații analoge. SMS-urile au exclus practic în totalitate scrisorile de mână și telegramele. Mesajele scurte sunt utilizate acum la scară largă și s-ar părea că e cel mai comod și sigur mijloc de comunicare. Nu e chiar așa însă, deoarece vânătorii de bunuri străine au început să sustragă prin intermediul SMS-urilor nu doar datele personale, dar și banii. Unii răufăcători au mers și mai departe și au măgit victimele să ia credite pe numele unor persoane necunoscute. Человеку звонят или SMS-ка приходит, нажмите слово да, чтобы активировать, например, какой-то просто какой-то какую-то функцию, да, дополнительную. И человек без задних мыслей нажимает «да», и он, получается, подтверждает все свои допуски и открывает. И у него списываются деньги полностью со всего карточки. Если мне приходит сообщение, что-то надо заплатить, то я не смотрю на это. Не отвечать, если видеть, что смс-ка пришла не от незнакомого человека. Încă un pericol pe care îl prezintă SMS-urile este practica de a citi și scrie mesaje la volan. Poliția susține că șoferii care scriu SMS-uri în timp ce conduc comit mai des accidente rutiere decât cei care urcă beți la volan. Este periculos, fiindcă persoana nu este atentă la trafic, adică este distrasă de telefon. Sunt mari riscurile de a se produce o situație de accident cu implicarea altei unități de transport sau de a tampona un pieton. Dacă la noi șoferii prinși că folosesc telefonul mobil în timp ce conduc riscă maximum o amendă, în alte țări, inclusiv în România, li se retrage permisul de conducere pentru o lună. Statisticile arată că în Europa jumătate dintre șoferii implicați în accidente rutiere au recunoscut că în momentul impactului se uita un telefon. Mai mult, psihologii americani vorbesc despre o nouă afecțiune, somnambulism cauzat de SMS-uri. Primul caz înregistrat este cel al unei adolescente de 15 ani, Elizabeth Hammonds. Fata expedia mesaje în somn prietenilor, iar dimineața nu și amintea nimic. Medicii nu pot explica deocamdată acest comportament și nici nu au găsit un tratament pentru el. Astăzi este marcată și ziua răspunsurilor afirmative și a acceptării tuturor provocărilor. Tradițional, în data de 3 decembrie, milioane de persoane acceptă orice tip de provocare dată de cineva apropiat. Se presupune că această practică ar îndemna oamenii să fie mai deschiși și săritori la nevoie. Короче, я сейчас хочу, чтобы ты переоделся в халат и весь сегодняшний день провел в халате. То есть мы поедем сейчас гулять, кататься на машине, и ты будешь в халате и отельных тапочках. Хорошо. Что? Нехорошо, а что? Отлично, отлично. Не-не, слово из двух букв. Pentru a accepta provocarea 24 de ore spun doar da, este nevoie ce-i drept și de puțin curaj. Мама! Что? Я хочу, чтобы ты сама помыла эту машину. Что, шутишь? Ты не можешь отказать вообще-то. Что ты говоришь? Скрипя зубами. Да. Asemenea, videobloguri acumulează milioane de vizualizări. În viața reală, însă, nu mulți se hotărăsc să urmeze acest exemplu. Nu tot timpul sunt de acord, dar în cazul copiilor, de fapt, ei sunt foarte buni manipulatori și foarte deseori își reușesc ce își pun ca scop. Cu bătrâneța am înțeles că uneori
Asta e diagnoză, dacă noi nu putem zice nu. Oameni sau diferite condiții, chiar și la serviciu, nu putem refuza, asta e, nu-i bine. De obicei, dacă omul se adresează pozitiv, evident că o să răspund pozitiv. Uneori te roagă cineva să-i faci un serviciu și nu poți, lipsă de timp sau, să zicem, împrumut de bani, ceva. Și atunci trebuie să refuzi. Frumos, te strădui, dar refuzi. Dar cum puteți să refuzați frumos, de exemplu? Mai scuzi, uite, nu pot sau îmi pare rău. Psihologii susțin că a refuza categoric o persoană este totuși mai dificil decât a da un răspuns afirmativ necugetat. Acest challenge se practică pentru ca oamenii să devină mai prietenoși și săritori la nevoie. Însă trebuie să ne asigurăm că odată ce spunem cuiva da, să nu o facem în defavoarea noastră. Psihologii ne propun și variante de a refuza frumos o persoană fără a o ofensa. Можно сказать, что, например, ты знаешь, что ну, вот у меня, скорее всего, не получится тебе там одолжить то-то и то-то, потому что мне эта вещь тоже нужна. Можно сослаться на свои какие-то принципы личные, там, моральные установки, что, в принципе, я не одалживаю вообще никому. Ну и третий вариант – это еще так называемый сэндвич-монологи, когда вы вначале говорите утвердительную фразу, затем отказ, нет, и потом снова утвердительную фразу. То есть да, нет, да. Вы, например, говорите, что я понимаю, что тебе нужна, например, машина, да, но ты знаешь, мне самому понадобится она в эти выходные, но я надеюсь, что ты найдешь того человека или как-то решишь и справишься с этой ситуацией. Specialiștii ne recomandă însă să nu exagerăm cu răspunsul da, mai ales dacă acesta presupune o defavoare pentru noi. Peste 250 de copii talentați din Moldova, România și Ucraina au concurat pentru titlul de cel mai bun la concursul internațional al tinerilor instrumentiști Zlata Tkaç. Micii muzicieni cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani au impresionat juriul cu maestria lor. Cel mai mic participant are 6 ani, iar ceremonia de premiere a fost extrem de emoționantă. Fiecare participant a plecat acasă cu o diplomă de onoare. Cei mai emoționați au fost debutanții concursului. Pentru a ajunge pe această scenă, copiii au muncit în fiecare zi. Nu, eu волновался не так сильно, но было чуть что волновался. А удивило меня больше, что одна девочка удивила, играла, и меня удивило, как она играла, быстро перебирала руками ноты. Больше всего я хочу увидеть, как награждают меня. Я выхожу, и меня награждают. Я жду от сегодняшнего мероприятия увидеть, кто реально сильнее, кто усилия придавал, и что каждый показывает из себя. Для нас этот конкурс имеет очень большое значение, потому что это особая атмосфера, особые глаза, особые лица, потому что музыка, она преображает всех абсолютно. И невероятно большое количество талантливых детей, такой уровень, который, наверное, может позавидовать любая другая страна. Prestația micilor artiști a fost apreciată de 5 membri ai juriului. Aceștia au evaluat participanții după exactitatea interpretării tehnice, datele artistice și atitudine creativă. La fel s-a ținut cont și de ținută și mânuirea instrumentului. Membrii juriului au recunoscut că nu a fost deloc ușor să-i aleagă pe cei mai buni. Da, безусловно, всегда сложно, всегда очень, так как это дети, очень сложно обидеть и сделать, что проигравший, но это все-таки соревнование, поэтому мы как могли старались быть объективными и всех поощрить. Было сложно, потому что уровень с каждым годом все лучше и лучше, и программа все сложнее, и дети более подготовленные, и так что это нелегкая задача. Proiectul este realizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sub patronajul președintelui Igor Dodon. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Primul în Moldova să aveți o seară liniștită.